Un tir încărcat cu fier a luat foc în această dimineață în mers pe drumul național 7 între Pitești și Râmnicu Vâlcea, în localitatea Morărești, din județul Argeș. Șoferul a observat un martor aprins în bord, iar când s-a uitat în oglinda retrovizoare, a văzut că o parte a semiremorcii este în flăcări. A apucat să tragă pe dreapta și să decupleze capul tractor pe care l-a dus câteva zeci de metri mai în față. Flăcările au cuprins apoi toată semiremorca. La fața locului, pompieri au trimis două speciale de stingere. Incendiul a distrus nu nu numai semiremorca, ci și-a afectat o parte din vegetația uscată de pe marginea străzii, dar a fost stins în scurt timp de către pompieri. Din primele cercetări se pare că de la o posibilă problemă pe partea mecanică a luat foc cauciucul, flăcările extinzându-se apoi la remorcă și la vegetația uscată din apropiere.